Unde ajungi? Așa m-am gândit să intitulez acest video, ca de început de an, cu obiective, dorințe, cum să ajungi să obții ceea ce îți dorești. Și mai mult decât atât, întrebarea potrivită este una din chei. Claritatea a ceea ce îți dorești este o altă cheie. Mai sunt și altele, evident. Hai să luăm cu începutul. Fac acest video pentru că sunt în București și zilele trecute am pus pe Waze să ajung într-un loc. Aveam câteva destinații între care mă fâțâiam, care sunt destul de departe una de alta. Și mergând, urmând Waze, în care am mare încredere întotdeauna că îmi dă drumul cel mai bun, am constatat că mă îndepărtam de locul la care eu vreau să ajung și zic, ce se întâmplă? O fi vreun accident, vreo ceva, trafic pe drum? Când mă uit, în loc să pun destinația pe care o doream, am apăsat din greșeală cu degetul pe o altă destinație care era exact de dedesubt. Și Waze mă ducea pe drumul cel mai corect, dar la destinația greșită. Și această povestioară m-a inspirat să fac acest video. Mulțumesc pentru like-uri și inimioare, pentru că mi-am dat seama că majoritatea oamenilor pot să urmeze sau nu drumul cel mai bun. Sunt întotdeauna multe drumuri, unele mai simple, unele mai complicate să ajungă la destinație, dar majoritatea oamenilor nu merg la destinația, nu spun corectă, nu merg către destinația pe care și-o doresc. De unde am tras concluzia asta? Fiind antreprenor, fiind mentor, lucrând cu foarte mulți antreprenori de-a lungul anilor, în special au fost peste 60.000 de antreprenori sau oameni care vreau să-și deschidă un business la diversele evenimente pe care le-am organizat de-a lungul anilor. Și am constatat că inclusiv la antreprenori, să nici nu mai discutăm de omul care e angajat și are poate nu o viziune atât de largă ca antreprenorul, că de-aia e angajat, am constatat că nu au claritate la ceea ce își doresc. Și aș vrea să-ți dau un exemplu. Mulțumesc pentru like-uri și inimioare. Am pus pe grupurile mele de WhatsApp, pe grupurile Be You Be Free, întrebarea foarte simplă de altfel, a început 2023, care este acel un lucru cel mai important pentru tine să se îndeplinească? Și ghici, ce s-a întâmplat? Au fost foarte puține răspunsuri, nu pentru că au ignorat întrebarea, ci pentru că oamenilor le este greu să definească un lucru, o dorință care este cea mai importantă să se împlinească pentru ei în anul în curs. Și pot să spun că cei care au răspuns, au răspuns echivoc, au răspuns generalist. Să fiu independent financiar, să am stabilitate financiară, să-mi fie bine. Să realizez, să ajung la scop, să ajung la succes, să am clienți mulți. Dar toate răspunsurile astea sunt foarte generale, foarte echivoci. Dacă tu nu ai claritate cu tine să îți răspunzi tu la întrebarea ceea ce este cel mai important pentru tine, n-ai cum să obții ce vrei. Obții pe lângă. Un alt set de răspunsuri a fost acela cu în care spuneau pe nu. Nu vreau să mă mai chinui. Nu vreau să fiu bolnav. Nu vreau să mai sufăr. Universul nu aude sau nu înțelege, nu percepe, nu ajunge către univers negația. Cuvântul nu nu este perceput de către creator, Dumnezeu, cum vrei să-l numești. Și atunci e nevoie să îți formulezi ceea ce-ți dorești pe pozitiv. Pe ceea ce vrei să se întâmple, nu pe ceea ce vrei să nu se întâmple sau de ceea ce vrei să scapi.
A treia observație, deși eu le-am spus de la început toate aceste, când am definit provocarea și am spus scrie ce-ți dorești, ce e cel mai important pentru tine, am spus 1, 2, 3 în acești parametri. Foarte puțini au respectat acei 1, 2, 3, ori pentru că nu au citit, ori pentru că nu au primit informația sau nu au putut să respecte acei 1, 2, 3. Al treilea punct era despre tine versus alții. Nu poți să ceri să obții ceva care depinde de altcineva. Poți doar să ceri ceva, ceea ce depinde doar de tine, pentru că există liberul arbitru. Și exemplul pe care l-am dat, cel mai simplu, nu poți să ceri să fiu cerută de nevastă, să fiu cerută în căsătorie de bărbatul Mihai. Poți doar să ceri să fiu cerută în căsătorie de bărbatul care e cel mai potrivit pentru mine. Pentru că altfel încalci liberul arbitru și Dumnezeu, Universul, Creatorul, nu te ajută să obții ceea ce îți dorești. Vreau să mă întorc însă, că acesta este punctul 2, am spus, este una din chei și este cheia numărul 2 pentru a obține ce îți dorești. Cheia numărul 1 este întrebarea potrivită. Eu când am formulat, n-am spus ce îți dorești în anul 2023. Vrei o mașină, vrei să te duci la mare, vrei să te duci la discotecă, vrei să te întâlnești cu prietenii, vrei să-ți cumperi o rochie, o grămadă de lucruri. Eu am spus ce este cel mai important pentru tine să se întâmple. Am formulat o întrebare foarte concisă. Pentru că cheia numărul 1 este întrebarea. Să ai întrebarea potrivită. Și îți spun asta pentru că la fel am văzut la antreprenorii cu care am lucrat și acum și în programele de evoluție pe care le facem pe Be You Be Free, oamenii nu își pun întrebările nu corecte, ci potrivite. Întrebările care să-i ajute. Își pun întrebări care îi încurcă, își pun întrebări care îi țin pe loc sau îi duc pe direcții care nu sunt potrivite pentru ei. În momentul în care îți pui întrebarea corectă, să știi că generezi sau universul îți servește și răspunsul. Și hai să-ți dau exemplu de două întrebări pe care eu mi le-am pus, cred că anul trecut. Și o să te șocheze. Una din întrebări a fost, oare istoria care ni se arată nouă este corectă sau este măsluită, schimbată, mânărită. Și după ce mi-am pus această întrebare, cred că a fost pe la începutul anului trecut, au început să-mi apară și răspunsuri. Și am început să văd din ce în ce mai mult cât de mult a fost schimbat din istoria, nu a românilor, ci a globului, a civilizației umane. A doua întrebare pe care mi-am pus-o, cred că o să te șocheze și mai mult, cel puțin pe unii, dacă Biblia este într-adevăr corectă și reală și onestă. Și dacă nu cumva, inclusiv Biblia a fost schimbată. Și răspunsul a venit că da. Așa, am început să urmăresc, să mă documentez și să-mi dau seama că, deși n-a fost ca volum poate schimbat foarte mult în Biblie, au fost bazele, esența a fost schimbată, care duce la o viață de 2 lei pentru foarte mulți oameni. Pentru că au creat anumite credințe, anumite percepții, anumit mod de a fi, de a gândi, la nivel colectiv de umanitate sau la nivel de diverse țări, care n-are cum să te ducă către o viață frumoasă și împlinită. Da, te duce către a-ți rezolva anumite provocări, să treci peste anumite etape. Dar nu te duci, dar te ține acolo. Te ridică o treaptă sau două și te ține acolo. Și tot într-o oarecare suferință trăiești. Când am înțeles ce a fost schimbat în Biblie, evident că a pornit de la întrebarea dacă a fost schimbată Biblia, au început să se facă alte conexiuni în mintea mea, în creierul meu și au început să se deschide alte oportunități, pentru că am început să văd lucrurile altfel. Așa că, dragă om, dragă domn, dragă doamnă, te invit să nu mai iei de bună absolut nimic, nici ce spun eu,
ci să-ți pui propriile tale întrebări și să-ți găsești propriile tale răspunsuri. Faptul că a fost scris într-o carte, faptul că spune cineva ceva la știri sau la video sau pe Facebook sau unde îți primești tu informația, nu înseamnă că este adevărat. Acum nu neg că tot ce se scrie și tot ce se spune e greșit. Dar este nevoie să-ți pui tu întrebările potrivite ca să poți să primești răspunsurile corecte la întrebările potrivite care te ajută pe tine să mergi către viața pe care ți-o dorești. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video și ne vedem curând la alte astfel de videouri. La revedere!